Mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea să parcurgem împreună drumurile de acces, să vedem acest grad care, înțeleg și de la autorități, și l-ați putea vedea și dumneavoastră, aproape de 97% gradul de închidere pentru celula 1 și 2. Mă bucur foarte mult că am avut posibilitatea tot împreună să vedem frontul de lucru pe 2500 de metri din celula 3 și aș vrea să vă spun că, dincolo de poate sutele de sesizări care au fost făcute de către cetățenii Brașovului în ultimii ani, cu întârzieri sau nu, astăzi la Brașov, astăzi la Fineco, avem un exemplu de bună practică pentru cum ar trebui să fie închis un depozit ecologic de deșeuri. Avem acest momentul de față, după cum vedeți și dumneavoastră, încă se lucrează la înierbare și pe aceste două celule vom vedea într-un viitor foarte apropiat două dealuri verzi. În spate avem astăzi această instalație pe care mă bucur foarte mult și vreau să felicit autoritățile locale și județene că au reușit să asculte dorința locuitorilor județului Brașov să nu mai avem aceste cazuri cu mirosuri în jurul depozitului și au reușit într-un termen scurt. Țin minte că acum 6 luni de zile când am venit la Brașov mi-au dat asigurări și primarul municipiului Brașov și președintele Consiliului Județean că vor rezolva această problemă. Sper din tot sufletul ca acest exemplu de bună practică să fie preluat de toți agenții economici din țară și să avem peste tot în România depozite cu adevărat ecologice și nu gropi de gunoi. Aș vrea să menționez un lucru pe care l-ați văzut și dumneavoastră pe celula 3, pe frontul de lucru. Avem în continuare mari cantități de material reciclabil care, în loc să transformăm acest deșeu într-o resursă, îl vedem efectiv ca deșeu pe groapă. Mari cantități de PET, mari cantități de sticlă, de aceea fac un apel public către toate autoritățile publice locale din țară care au delegat acest serviciu de salubrizare, către toți cei care au stații de sortare, să facă o colectare selectivă mult mai bună pentru a valorifica toate aceste deșeuri așa cum se întâmplă peste tot în lume. Din păcate, în România ultimilor ani, avem în continuare grad de colectare separată și de reciclare de aproximativ 14-15%. Este important să colectăm selectiv mai mult, este important să reciclăm mai mult, pentru că astfel nu am mai avea cantități impresionante de PET-uri, deșeuri sau alte materiale reciclabile sub acești munți, apoi cu verdeață, ce am putea să le transformăm și, evident, să le includem în economia circulară. Am speranța și încrederea că, așa cum am făcut în aceste 7 luni de zile de când sunt la minister, împreună cu echipa, vom implementa cât se poate de repede sistemul garanție-returnare, astfel încât toate aceste mari cantități de ambalaje, fie că vorbim de sticlă, PET, doză sau alte tipuri, să ajungă să intre în economia circulară și să nu le vedem depozitate pe depozitele ecologice de deșeuri, cum aveți la Brașov, sau pe gropile de gunoi din țară. Încă o dată, mă bucur foarte mult că cetățenii Brașovului sper să nu mai aibă posibilitatea să simtă pe propria lor piele și respirație gazurile nu frumos mirositoare de la gropile de gunoi. Mă bucur foarte mult și îl felicit pe primarul George Scripcaru, pe președintele Adi Veștea, că au făcut în fiecare zi presiune și pe operatorul economic care administrează depozitul ecologic, pe cei care au contractat lucrarea și au reușit într-un termen scurt să finalizeze această lucrare care e de exemplu de bună practică pentru România. Îmi doresc foarte mult că avem reale probleme la nivel național cu tot ce înseamnă depozite de deșeuri, fie municipale, fie industriale, să avem astfel de lucrări peste tot. Avem în momentul de față la AFM 100 de milioane de lei, avem și finanțare prin Ministerul Fondurilor Europene, și sunt convins că împreună cu echipa vom reuși să închidem și siturile contaminate din țară și, evident, deșeurile de gunoi. Eu sper ca băieții de la operatorul, că n-aș vrea să-i pronunț numele, să nu spuneți după asta că fac reclamă, să aibă instalații din astea cât mai multe în țară și, evident, să nu mai avem această problemă pe care cetățenii României, pe bună dreptate, o reclamă cu aceste mirosuri degajate de pe gropile de gunoi. Sper ca la Brașov această problemă să se fi rezolvat și încă o dată
Felicitări administrației publice locale, felicitări operatorului și celui care a realizat această investiție aici. Conform normativele europene și românești în vigoare, orice închidere de depozit de celulă, ca să fie completă, trebuie să aibă parte de un sistem de captare, transport și ardere finală a gazului de depozit. Suntem aici în spatele celor două celule, celula 1 și 2, care în totalitate au aproximativ 6 hectare, cu 51 de puțuri de colectare. Puțurile au o adâncime de între 25 și 18 metri. Ele au rolul să capteze gazul de depozit care se dezvoltă din degradarea deșeurilor în mod anaerob. Sunt colectate perimetral de colectoare, separatoare de condens, și în final gazul ajunge prin stația de pompare în faclă, unde arde în gazul conform normativelor românești, care sunt mai drastice decât normativele europene, adică normativele românești ne spun să ardem gazul la 1100 de grade, normativele europene spun să ardem gazul între 850 și 1000 de grade. Noi practic avem în gazul de depozit metan, dioxid de carbon, aproximativ 527 de constituenți de compuși în concentrații mai mici sau mai mari, toți sunt arși la 1100 de grade și practic se asigură emisiile conform normativelor europene, normativelor germane, normativelor britanice și normativelor românești, nu în ultimul rând. Suntem în finalul unei lucrări care a cooptat o echipă multinațională, au lucrat echipe din Croația, echipe din Slovenia, echipe din România și echipe din Marea Britanie. Toată infrastructura de conducte și de colectoare vine din Slovenia și Austria. Sunt materiale de cea mai înaltă calitate. Facla este construită în Marea Britanie și putem spune fără nicio urmă de reținere că în momentul ăsta sistemul de degazare împreună cu lucrările făcute pe celula 1 și 2 sunt de referință europeană cel puțin. Conform proiectului nostru, am urmărit toate respectarea tuturor recomandărilor Societății, Asociației Internaționale de Managementul Deșeurilor, ISVA, normativele europene, normativele germane, normativele britanice și credem că în momentul ăsta la Brașov aici suntem în fața și lângă investiția, poate dacă nu cu siguranță, cea mai modernă pe acest tip de investiție din România și cel puțin la nivel regional din centrul estul Europei. Astfel încât după cunoașterea noastră, de la Viena până în Kiev și până la Istanbul, este o lucrare de referință. Conform tuturor normativele europene și normativele românești, odată cu funcționarea continuă a sistemului de captare, transport și ardere, se asigură, în primul rând, siguranța operațională a depozitului și reducerea la minim a emisiilor. Normativele europene te obligă doar să captezi, să-l transporti și să-l arzi în siguranță. Este opțiune economică a societății sau a municipalității să investească sau nu pentru utilizarea sau valorificarea energetică a gazului de depozit. Se poate arde gazul în motoare de cogenerare și produce energie electrică. Vom vedea despre ce este vorba, ce trebuie să facem și dacă va fi o soluție din punct de vedere financiar, sigur că o vom face și în așa fel încât să fructificăm o oportunitate din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere energetic și din punct de vedere al mediului până la urma urmei. Este o etapă astăzi pe care am parcurs-o și care vine să răspundă unor probleme care au fost în discuție. Noi am făcut în așa fel încât să ne încadrăm în grafic și în planul investițional cu acest sistem și cu aceste instalații care astăzi sunt într-o fază finală. Urmează să detaliem în următoarea perioadă și acest lucru care s-a spus mai înainte și o să vedem în ce fel, sub ce formă și cum putem să fructificăm această oportunitate din punctul nostru de vedere. Este o lucrare care a avut un grafic de întârziere de o lună față de graficul de execuție o lună de zile din cauza pandemiei, pentru că au fost specialiști și personal care trebuie să fie deplasat din alte țări aici și din cauza condițiilor restrictive nu s-a putut face acest lucru și atunci o lună de zile a fost termenul, să spun așa, depășit din condiții obiective. Am făcut referire la începutul anului sau la finalul anului trecut, în luna decembrie, când am stabilit că mă voi implica în mod direct și împreună cu viceprimarul am făcut un grafic și în parteneriat cu
investitorul și cu deținătorul, cu agentul economic de aici, am stabilit un grafic pe zile, pe săptămâni, pe luni, în așa fel încât să scurtăm termenul foarte mult și în 6 luni de zile să finalizăm ceea ce vedeți astăzi, lucru care s-a întâmplat. Ne-am uitat de acolo de sus și am văzut cele două depozite care se văd aici în zare și care fac parte din ce am discutat noi de o închidere pe procedură simplificată, în așa fel încât cele două să fie transformate într-o zonă verde, în parc, pentru că s-a constatat că nu sunt probleme și îi solicit ministrului, pentru că este prezent astăzi aici, să ne ajute sau să țină cont de bilanțul pe care l-am făcut. Avem un specialist, pe doamna Sofronie, pe care am luat-o de la începutul anului să ne ajute și să facă ceea ce trebuie din punct de procedural. Și sunt convins că vom extinde zona verde a orașului cu încă o suprafață foarte mare de teren prin înierbarea și prin transformarea celor două depozite în zonă verde.